10.000 de abonați. E timpul să petrecem. Da, salutări și bine v-am găsit la videoclipul special de 10.000 de abonați. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați strâns într-un număr atât de mare, într-o perioadă atât de mică. Chiar nu mă așteptam să ajungem așa de repede la 10.000 de abonați, ținând cont că prin aprilie m-am apucat ca lumea. Atunci aveam 90 de abonați, acum 10.000. Destul de rapid. Da, și am pregătit aici câteva întrebări pe care mi le-ați spus. Și hai să vedem acum întrebările. Eric Soreata mă întreabă câți ani ai. Am 19 ani, dar arăt de 30. Florin mă întreabă cine îți face boost-uri de like-uri, vizionări și abonați. E un hater, frate, îi dau 100 de euro pe clip și îmi boostează ăla, îmi face câte 20-30 de mii de vizionări. 100 de euro, nu e mult. Andrei mă întreabă, mai știi să faci editul ăla cu acele carduri din Liga 1? Da, știu să fac, dar din păcate nu cred că voi mai face videoclipuri de acest gen, deoarece e prea mult de muncă și nu cred că va fi destul de apreciat acel videoclip în comparație cu munca. Ce planuri ai pe viitorul apropiat? Probabil să mă angajez la un loc bun de muncă. Și care este jucătorul tău preferat? Jucătorul meu preferat este Marco Reus de la Borussia Dortmund. Jucătorul actual, dacă te referi la jucătorul din toate timpurile, Ronaldinho. Dennis Mann, ia uite mă că mă urmărește Dennis Mann. Merge bine la Steaua. Messi sau Ronaldo? Ronaldo, adică se vede că e fan Messi. Sincer, mi se pare mai bun Messi, dar nu-mi place nici de niciunul dintre ei, adică nu îl susțin pe niciunul. Steaua sau Dinamo? Steaua, sunt fan Steaua de mic. Și poți să faci un clip despre sezonul ăsta de Liga a doua cu echipele de tradiții? Aș putea să fac, dar nu cred că voi face. Nea Dinamike, nu văd bine că-mi bate lumina în ochi. Fumezi? Nu fumezi, nici măcar n-am încercat, adică chiar nu suport fumul de țigare. Și câți ani ai, am mai spus, și din ce oraș ești? Sunt din Giurgiu. Bogdan Manea, ai Instagram? Da, am, o să vă las acum un screenshot cu Instagramul, aveți acolo screenshot, aveți și link în descriere, cu ocazia asta ne și promovăm, hai să vedem câți follower putem să facem acolo. Dacă vreți să-mi puneți întrebări pe Instagram, puteți să-mi puneți acolo, o să încerc să răspund. Ups, mă întreabă ce telefon ai și cât de greu a fost cu YouTube-ul la început. Am un Galaxy S6 Edge și la început a fost destul de greu, până să ajung la 1000 de abonați, 1000-2000 de abonați a fost destul de greu, după la 2000 am stagnat cam o lună așa și după a început să crească, ați văzut cât de repede creștem acum, nu știu cum, dar creștem. Algoritmul YouTube-ului, habar n-am. T69 mă întreabă câți ani ai, am mai spus 19, ce studii ai, am liceul și baculoat doar. De unde ești? Din Giurgiu. Și unde te vezi peste 5 ani cu YouTube-ul? Bă, păi dacă mă țin, zic că ajung la câteva sute de mii de abonați, dacă mă țin bine și îmbunătățesc calitatea și toate astea, zic că am potențial să ajung la câteva sute de mii de abonați. Acum vedem ce ne rezervă viitor. Bogdan CBM mă întreabă, ce ai alege? Să fii surd fără mâini sau orb fără picioare? Asta e o întrebare grea, chiar nu știu ce să răspund la ea. Razor55, câți ani ai, în ce oraș stai, am răspuns la întrebările astea. Hobby-urile preferate, păi în principal fotbal, îmi place să joc fotbal, joc de despot, nu joc la nivel profesionist, joc așa de distracție. Tony Dexter, Mendoar, unde e frate? Care a fost primul FIFA jucat? FIFA 2007. Câți bani ai dat pe calculatorul tău? Sincer, nu știu, l-am luat pe piese, le-am îmbunătățit și tot așa, oricum nu e cine știe ce calculator. PS e cel mai tare. #Q&A. Mersi frumos, frate, te respect. Întrebare, de la 1 la 10, ce note ai dat FIFA-ului? 1. FIFA 19 are nota 1 de la mine, cel mai slab joc din serie. Aero, ai permis ce mașină? Nu am permis și automat nu am nici mașină. Deci Dragoș Fișcu, te pup Dragoșe, te salut. Întrebări, mă bați? Normal, te aștept să dăm parte în parte când vrei, la orice oră. Îl bați pe Ștefi? Și pe ăla îl bat, și pe ăla îl aștept. Ai păr la sub braț? Bă, să știi că am puțin acum. Claus Ștef, care e cel mai mare regret al tău? Bă, sincer că nu m-am dus la antrenamente când am fost mic la fotbal, nu am fost la nicio echipă, n-am jucat niciodată la o echipă și chiar ăsta e cel mai mare regret. Altceva n-am nimic. Black Cat mă întreabă, ai fost vreodată beat încât să cazi? Bă, nu cred. De obicei beau puțin dacă e ceva la o petrecere sau așa. 1-2 pahare, nu le-am cu băutor. Nenea Tante, o să joci FIFA ori mai vechi, o să joci și alte jocuri în afară de jocurile care au legătură cu fotbal? Am făcut FIFA 18 pe canal. Altceva nu cred că o să mai apară. Eu o să joc și alte jocuri în afară de jocurile care au legătură cu fotbal. Nu, canalul ăsta o să fie bazat doar pe FIFA și pe reacții la videoclipuri cu fotbal, tot ce are legătură cu fotbalul. Da, și cam aici se termină întrebările. Ăsta a fost videoclipul. Mulțumesc mult pentru 10.000 de abonați și pentru susținerea acordată. Nu o să vă cer like-uri la videoclipul ăsta. O să vă las pe voi să lăsați acolo care vreți like. Da, eu am fost Gianni, v-am pupat.